Gheorghe Gorencioi, fostul director al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și a lansat propria carte în mediul academic, autorul tratează și descrie cele mai importante evenimente din anii 50 ai secolului trecut. Tot printre paginile acestea vom putea citi detalii despre viața unor personaje politice din Republica Moldova. Cartea RSS moldovenească de la Leonid Brejnev la Ivan Bodiul scoate la iveală amintiri destul de picante despre cei ce poartă și titlul cărții. Totodată, autorul descrie nedreptățile comise și greșelile grave din acea perioadă. Eu bănuiesc că această carte este un început, pentru că sunt așa niște pextulețe, niște provocări. Niște viziuni din interior, asta e important. Autorul a dovedit curaj atunci când a proces la realizarea acestei opere. Întâi de toate pentru că este foarte complicat să dai niște aprecieri unor evenimente care sunt analizate foarte contradictoriu. Deci când există o asemenea situație, există riscul să-ți atragi asupra ta mai multe critici. Tot în cartea sa, autorul vorbește despre mai multe personalități care au guvernat țara noastră de-a lungul timpului, cum ar fi Mircea Snegur, Petru Lucinski, Vladimir Voronin și alții. În opinia mea, și lucrul ăsta m-am stăruit să-l reflect în lucrarea care a apărut, aceasta este o perioadă controversată, dar totodată interesantă, fiindcă cei mai multe realizări și în plan material și în plan spiritual pe care le are astăzi Republica Moldova, au fost realizate anume în acea perioadă. Și ca exemplu pot să aduc importante edificii culturale de care noi ne folosim și astăzi, cum ar fi Palatul Național, Palatul Republicii, Teatru de Opere și Balet, Circul, Filarmonica și altele care au fost construite anume în acea perioadă. Amintim că lucrarea a fost publicată cu un an în urmă. În prezent, autorul a hotărât să o aducă și mai aproape de studenți. Gheorghe Gorincioi, de-a lungul carierei sale, a activat în organele de partid și stat din Moldova, iar în anii 2007-2011 a fost președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.